Până unde se poate merge în prietenie? Mă, cred că știți la ce mă refer, nu? Da sau nu? Da, dar de ce știți? Până unde se poate merge în prietenie? Că cineva spunea, frate Florin, frate Florin, dar dacă noi suntem prieteni și o țin de mână, e în ordine? E în ordine dacă o țin de mână? Deci, mă, poate că nu e o problemă să o ții de mână, dar știi, când o ții de mână, îți dai seama care e și cot. Și când îți dai seama care e cot, îți dai seama care e și umă, știi? Aia e problema. Că mâna e numai decât o prelungire, știi? De mâna asta este, știi? De fapt, asta e numai lava. Îți spunea, nu tu spuneai, Mihai, oare îți spuneai că ai te dus să ceri mâna? Sau mă rog că dacă cineva... Azi, nu, tu nu te-ai dus, nu? Ai vorbit din experiență. Nu, bine, e frumos. Că trebuie să cere mâna și s-ar putea să-ți dea tata un șut. Nu, mai rău este când îți dă mâna. Ca să o dă cu dosul. Cea mai grea treabă. Știți că până și Domnul Iisus a vorbit de lucrul ăsta. Nu știu dacă știți. Acum vă spun o treabă juridică. Din partea judiciară. Spune Cuvântul Dumnezeu că dacă cineva te lovește pe obrazul... Hai, se poate să spun. Pe ce obraz? Drept. Drept, da? Dacă cineva stă în fața mea și mă lovește peste obrazul drept, cu ce mână trebuie să mă lovească? Cu stânga. Păi și ce Domnul Iisus Hristos a avut în privința aceasta de a face cu stângaci? Și Domnul Iisus face sau lasă versete pentru stângaci? Nu. Explicația e simplă. Dacă vrei să citești pe românește, dacă cineva îți dă un dos de labă, un dos de palmă, adică e mai jignitoare. Că una să-mi dea o palmă și una să-mi dea un dos de palmă. Că la român dosul de palmă e mai grav decât o palmă simplă, știi? De aia zic că dacă îți cere mâna, nu cumva să-ți dea dosul de palmă, e cel mai greu, știi? Deci, dragii mei, până unde să meargă o prietenie în privința asta? Eu acum, dragii mei, nu se vine să vă spun una și alta. Dar tinerii îmi spun în ziua de astăzi că, și văd în ziua de astăzi că standardele sunt puțin diferite. Tinerii se țin de mână, se țin de umăr, se țin de mijloc. I-am văzut prin metro, i-am văzut pe stradă. Ba unii mărturisesc la consiliere premaritală de multe ori că merg până mai departe și au și alte intimități, poate se sărută. Unii, sigur că dau cap și merg mai departe și ajung la anumite forme care sunt deja păcătoase. De multe ori oamenii nici tot ce vrea, să o țin de mână, să o țin de mijloc, să o țin nu știu ce, sau să sărut, e păcat în privința aceasta. Unde scrie în Biblie că e păcat? Că nu, în fond, noi suntem frați, sunt sfânt, nu? Așa spune Biblia, deci poate că de o sărutare sfântă. Așa, știi, cum e de genul ăsta? Nu, acum, dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Și acum vorbesc că dați-vă la mine. Gata, băieți, deoparte. Dați-vă la mine. Vă spun două lucruri. Unul vă spun din experiența de psihoterapeut și unul vi-l spun din experiența pe care o văd în relație de zi cu zi. Și amândouă sunt întregă Biblie. Voi ați cunoscut despre Fatima pe care a avut-o Amnon față de Tamar? Dosta în mână, capitolul 13. E singurul pasaj care nu se citește, nu l-am auzit predicat niciodată, l-am predicat doar de la tineret, în care Amnon avea o patimă pentru Tamar, sora lui. Ați auzit de ea, da? Și face ce face până la urmă, este împreună cu ea, în plan intim, dar fără voia ei. Și știți care a fost reacția după? Ai zice, dacă tot a fost împreună cu ea, da? A venit împăratul, a auzit și a zis, acum se repare un lucru ăsta, că era sora vitre, că se puteau căsători, da? A zis, să reparăm acum cel puțin lucrul ăsta, dacă toți a făcut necazul ăsta, să-l reparăm și să se căsătorească. Și ce spune Cuvântul Dumnezeu? Că Amnon, din clipa în care a cedat, e supusă presiune, a urât. Ceea ce nu știți voi, dragii mei, și ascultați-mă ce vă spun, este cu un băiat care insistă pe latura aceasta. Un băiat care insistă pe latura aceasta, dacă dumneavoastră cedați și mergeți pe partea aceasta, nu vă va iubi. Nu vă va iubi. Vă va disprețui. O fată care ajunge să facă acești pași, nu este apreciată. Este disprețuită. Asta se spune toate manualele psihologiei și toată experiența sfântă de-a lungul timpului, inclusiv Cuvântul lui Dumnezeu. Păstrează-te curată, pentru că așa ești dorită. Și acum îți spun un al doilea lucru și bagă-l bine în minte. Băiatul care cu adevărat te iubește, îți va da numele în poemă. Băiatul care cu adevărat te iubește, îți va da numele, nu poemă. Asta înseamnă că tu nu o să fii aia. Băi, asta e aia, știi? Aia. Tu nu o să fii niciodată aia, că ești copilul lui Dumnezeu. Să nu fii niciodată aia. Da? Tu să fii aceea care primește numele. O adevărată iubire este iubirea care îți dă numele. Și spun un lucru, dragul meu, draga mea. Când dai numele unei fete, vrei ca fata aceea să fie un cuvânt?
Cum eu spun, când îi dai numele tău, numele pe care ți l-a dat tata, și așa băieții au mândria asta, să fie ei, să fie cei care dau numele. În momentul când dai numele tău, îl dai cuiva care este curat. Și am să spun în privința aceasta un lucru, ca să-l înțelegi foarte bine. Doi tineri au venit la mine, 16 ani, 17 ani, și au venit la mine să-mi spună, deci la 16-17 ani au venit să-mi spună, uite, noi am căzut în păcat și am vrea să știm ce e de făcut de acum încolo. Și am stat cu vorba pe ei și le-am spus, ce aveți de făcut este ca imediat ce vârsta legală este împlinită să vă căsătoriți și de azi încolo voi vă opriți. Și nu mai faceți absolut nimic. Și azi lucrul ăsta nu putem să facem. Ne vom căsători, dar nu ne oprim. Și am spus, ascultă-mă, dragul meu, când cineva începe căsătoria să vină la desert, totdeauna o să aibă o alimentație proastă, o dietă necorespunzătoare și mai devreme sau mai târziu o să îmbolnăvească. În 2 ani de zile, acei tineri au rămas cu un copil, ea de-a stânga, el de-a dreptă. Nu încercați să fiți mai deștepți decât viața de astăzi. Și voi să mai tare din Biblia. Dumnezeu are dreptate totdeauna. Nimeni nu mai deștept decât Dumnezeu. Ați zis, vă spun, ce a zis el rămâne spus. Și în privința aceasta, fă-o pentru tine. Te rog în numele Domnului Iisus, trimite mie toate notele de plată. Toate notele de plată, mi-a trimis mie. Ce ai de făcut? Când cineva te-a luat de mână și apoi ți-a prins cotul, dă-i o palmă, dragului. Te rog și spune că așa te-a învățat eu. Dacă nu poți face lucrul acesta, întoarce-te și pleacă. Ăla este un om care nu valorează. Dacă un băiat nu știe să-și țină în trup pornirile lui, nu valorează înaintea Domnului. Și ăla nu e un om care te iubește. Ăla este un om supus unui patim, exact ca un om. Și patima, dacă nu ți-o stăpânești, tu nu ești înțelept. Așa spune Biblia. Ai înțeles și spune ție. Întoarce-te și nu-i mai da nici bună ziua. Ăla nu te iubește. Ăla nu te cinste.